Bine v-am găsit, iubiți frași și surori, într Hristos Domnul, la pilda zilei. La o slujbă de seară a vecerniei, preotul, în timp ce deschidea sfintele uși împărătești, privi spre locul unde ar fi trebuit să fie enoriașii, dar nu văzu pe nimeni. După 15 minute intrară trei copii după 20 de minute, intrară doi tineri, astfel că preotul hotărâ să continue slujba cu cei cinci frați. Pe parcursul slujbei, intră o pereche care se așeză în spate. Când preotul predică și explică Evanghelia, mai intră un om pe jumătate murdar cu o sfoară în mână. Dezamăgit și fără a înțelege cauza slabei participări a credincioșilor, preotul săvârși slujba cu iubire și predică cu entuziasm. În timp ce se întorcea acasă, fu atacat și lovit de doi hoți care izmulseseră mapa în care se aflau Sfânta Scriptură și alte lucruri personale. Ajungând la casa parohială, bandajându-și rănile, descrise acea zi drept cea mai tristă zi din viața mea, un eșec al slujirii mele și cea mai neronică zi din viața mea. Dar îți spuse în gând, nu contează, pe toate le fac și le primesc întru Hristos Domnul. După cinci ani, preotul hotărâ să le împărtășească această întâmplare și enoriașilor din biserică. Era ziua hramului. Pe când termină de povestit întâmplarea, o pereche de seamă din acea parohie îl opri și îi spuse, Părinte, perechea din acea seară care s-a așezat în spate eram noi. Eram în pragul despărțirii ca urmare a mai multor probleme și neînțelegeri care erau la noi în cămin. Atunci, ne-am hotărât până la urmă să divorțăm, dar mai întâi să venim la biserică și să ne lăsăm verighetele și apoi fiecare să-și vadă de drum. În cele din urmă am renunțat la despărțire după ce v-am ascultat predica. Drept mare, azi suntem aici, cu căminul și familia refăcute. În timp ce perechea vorbea, unul dintre cei mai de succes, întreprinzători, care ajuta la susținerea acelei biserici, spuse: Părinte, eu sunt Domnul care a intrat în biserică, jumătate murdar, cu o sfoară în mână. Eram în pragul falimentului, pierdut în băutură, soția și copiii îmi plecaseră de acasă din cauza agresiunilor mele. În seara aceea am hotărât să mă sinucid, dar sfoara s-a rupt, așa că am ieșit să cumpăr alta. Când am pornit la drum, am văzut biserica deschisă, m-am hotărât să intru, chiar dacă eram într-adevăr murdar și cu sfoara în mână. În seara aceea, predica dumneavoastră mi-a străpuns inima și am ieșit de acolo cu curajul de a trăi. Azi sunt scăpat de probleme, familia mi s-a întors acasă și am devenit cel mai mare întreprinzător din sat. De la ușa intrării în altar, diaconul strigă: Părinte, eu am fost unul dintre hoții aceia care v-au furat. Celălalt a murit chiar în seara aceea, pe când săvârșeam al doilea furt. În servieta dumneavoastră era o Biblie. Am ajuns acasă, am deschis-o și de atunci, de fiecare dată când mă trezeam dimineața, citeam câte un capitol. După un timp, m-am hotărât să-L slujesc pe Dumnezeu în această biserică. Părintele rămase șocat și început să plângă împreună cu credincioșii. La urma urmei, acea seară pe care o considera drept o seară ratată, fusese o seară binecuvântată. O seară binecuvântată să aveți și dumneavoastră, iubiți frași și surori, meditând la această pildă și înțelegând cum lucrează Dumnezeu față de cum gândim noi pe moment în diferite situații mai mult sau mai puțin plăcute. Iisus cu voi!